De mai bine de o lună, în Comuna Căzănești, igienizarea spațiilor publice a fost în plină desfășurare. După ce s-au adunat toate peturile și resturile menajere aruncate pe drumuri, primarul Aurel Popescu a început igienizarea și toaletarea pomilor uscați de pe marginea drumurilor. Cu sprijinul Consiliului Județean Mehei Dinți, în Comuna Căzănești a început igienizarea și toaletarea pomilor uscați, mai exact pe drumul județean 671E. Fiind majoritatea pomi uscați și îmbătrâniți, aceștia reprezentau un adevărat pericol pentru conducătorii auto care circulau pe acest drum. Actualul primar al Comunei Căzănești, Aurel Popescu, dă dovadă de implicare în rezolvarea problemelor pe care comunitatea de aici le are. Încă din primele luni de la investire, cetățenii au semnalat tăierea copacilor îmbătrâniți din specia plop de pe marginea drumului județean 671E, care prezentau un real pericol pentru cetățeni. Astfel, cu sprijinul conducerii Consiliului Județean Mehei Dinți, Primăria Căzănești a început toaletarea și igienizarea copacilor uscați din esență de plop, care se așezau pe aliniamentul drumului județean 671E, care traversează Comuna Căzănești spre Comuna Corcov. Acești copaci prezentau un real pericol pentru cetățenii care erau trecători pe acest traseu sau pentru mașinile care circulau pe acest drum. Doresc ca pe această cale să mulțumesc conducerii Consiliului Județean Mehei Dinți pentru susținerea și sprijinul acordat cei care au finanțat această lucrare. Nu este prima activitate privind igienizarea drumurilor publice ale comunei. Încă din luna martie în Căzănești s-a început curățenia de primăvară. Pe lângă redarea strălucirii comunei, Aurel Popescu s-a implicat în ceea ce ține de infrastructura rutieră, cetățenii de aici beneficiind acum de condiții mai bune de trafic de drumuri, care erau impracticabile de zeci de ani. Omul sfințește locul și la Căzănești, locuitorii de aici fiind mulțumiți de activitatea edilului lor.